De dimineață, în piața centrală, abia dacă se putea arunca un ac. Peste tot s-au format cozi uriașe, la cofetărie, la cozonaci, la mezeluri, la carnea de miel sau la lactate. De departe, însă, cea mai mare îmbulzeală a fost la tarabele producătorilor agricoli. La mare căutare au fost salata verde, ceapa, usturoiul, roșiile și castraveții, verdeața și fructele. Comercianții s-au aprovizionat din belșug, așa că în ceea ce privește prețurile, nu putem vorbi de majorări spectaculoase. Din contră, datorită abundenței de produse, prețurile au fost extrem de accesibile. În unele cazuri chiar și negociabile în funcție de cantitatea cumpărată. Și dacă la cumpărături a fost cum a fost, nu la fel se poate spune despre traficul rutier din jurul pieței. A fost nevoie de mai multe echipe de poliție pentru dirijarea traficului, dar chiar și așa, un loc de parcare disponibil a fost aproape imposibil de găsit. Bulzeala din magazine și piețe poate fi explicată prin faptul că în vinerea mare gospodinele nu prea au voie să facă nimic, așa că au preferat să iasă la cumpărături. Sâmbătă însă agitația se va muta în bucătării pentru pregătirea mesei de Paște, însă cei care nu au apucat să cumpere tot ce trebuie au timp până seara, multe dintre magazine preferând să prelungească programul. Duminică atât supermarketurile cât și majoritatea magazinelor din oraș vor fi închise.